Mai mulți polițiști au ieșit în stradă ieri să protesteze în fața prefecturii din Mehedinți. Protestele vin la scurt timp după ce Florin Câțu a anunțat că îngheață veniturile salariale ale lucrătorilor din sistemul de ordine publică și securitate națională, având în vedere că salariile polițiștilor și cadrelor militare sunt raportate la norme desființate din anul 2009. Sindicatul polițiștilor Europol din Mehedinți, împreună cu Sindicatul Europol al polițiștilor de frontieră și Sindicatul Național al polițiștilor de penitenciare din Drobeta, Turnu Severin, au desfășurat o acțiune de protest în fața prefecturii din Mehedinți pentru a striga nemulțumirile față de guvernul Câțu. Suntem împotriva austerității acestui guvern, neaplicării legii 153, eșalonat și etapizat, așa cum s-a stabilit prin negociere în 2017, când s-a promulgat legea pentru acordarea pensionarilor militari, a indexării de 3,8% a ratei inflației, pentru vouchere de vacanță. Ați văzut și foarte bine că distrug, prin tăierea acestor vouchere de vacanță, distrug turismul românesc. Horeca are mare bază în aceste vouchere, le-au distrus și pe asta. Pe zi ce trece, urmăresc numai să taie. Nu au niciun gând să ia nicio măsură care să ducă la creșterea productivității muncii și la creșterea banilor care vin în bugetul statului. Depite, nu ne dorim decât atât să respectați legea, să ne plătiți salariile, ne-ați lăsat fără vouchere. Îmi duceam copilul în vacanță, nu mai pot să fac asta, nu-mi permit. Vă rog, respectați legea, asta ne dorim. Această categorie socială, cum sunt, de exemplu, polițiștii care veghează asupra legislației în vigoare și a ordinei publice, dacă ajungi și această categorie să iasă în stradă, nu pot să stau acasă. Să fie foarte clar. Din păcate, în România noastră, asta frumoasă, cum o vedem noi, de fapt, asistența socială este la pământ. Ok, asistența socială este la pământ, dar această categorie care trebuie să vegheze asupra ordinii, să stăm liniștiți în casă, nu mă pot răbda să stau în casă. Sunt alături de ei, voi fi alături de ei până la capăt. E justificată austeritatea de care vorbesc guvernanții? Dracu să-i ducă cu austeritatea lor, domnule, iartă-mă, ce austeritate? În campanie electorală a fost austeritate? Și mai are curajul mister Câțu să spună că creșterea pensiei cu 8% de la 1 ianuarie a fost o declarație politică? Nu e rușine. Să-i fie rușine la toți. Atâta vom sta în stradă până vor pleca ei, ori vom pleca noi din țara asta. Austeritate doar pentru unii, se pare. Pentru unii, pentru cei de jos. Și pentru ei ce austeritate cu offshore-urile, cu conturile ale din offshore. CNS Cartel Alfa a fost și rămâne confederația sindicală care apără interesul membrilor de sindicat al lucrătorilor din România și care militează pentru o justă echitate socială. Nu suntem pentru prima dată în stradă. Noi, de-a lungul timpului, Sindicatul Național al Polițiștilor am fost în stradă, indiferent de cei care au guvernat țara. De data aceasta suntem în stradă pentru că poporul român și noi polițiștii am fost mințiți, pentru că anul trecut, cât a fost campanie electorală, partidele politice care au ajuns la guvernare, una au promis și alta fac. După cum ați văzut, au înghețat salariile și pensiile. Această înghețare, de fapt, este o amputare a veniturilor românilor, pentru că dacă anul trecut litru de motorină, spre exemplu, era 4,1, anul ăsta este 5,1, factura la energie electrică a crescut cu 17%, cu siguranță vor crește toate prețurile în România și cu toții, și dumneavoastră, și noi vom avea de suferit, pentru că nivelul de trai în România scade. De asemenea, am văzut ultima aroganță, care, după părerea mea, este un act de sabotaj până la urmă a poporului român și a turismului românesc, a românilor în general, să vii să emiți o lege că dai vouchere și după o lună să vii să le tai, eu cred că probabil în seara aia, nu știu, ori ai băut cam mult, ori ceva s-a întâmplat, pentru că nu e normal să faci așa ceva. Domnul Câțu trebuie să-și dea demisia, domnul ministru de finanțe trebuie să-și dea demisia. De asemenea,
cum spuneam, nivelul de trai a românilor scade, bugetul ministerului, chiar dacă dânsii spun că au înghețat bugetul ministerului, păi bugetul ministerului asigură atât salariile cât și pensiile, bâlbele lor de anul trecut, manipularea cu privire la pensiile polițiștilor a determinat foarte mulți polițiști să se pensioneze, iar Ministerul de Interne, în afara salariilor, plătește și pensiile. Noi avem, pe anul trecut, mii de oameni care s-au pensionat, că a trebuit să le plătim pensiile și, de asemenea, Ministrul de Interne a promis că va angaja, vedeți că acum a scos la concurs mii de posturi și a promis că va angaja 10.000 de posturi, pe condiții în care bugetul de personal a scăzut anul ăsta. Ori domnul ministru a fost indus în eroare, ori sabotat de către primul ministru sau de ministrul de finanță, pentru că eu nu înțeleg cum poți să faci lucrurile astea în condițiile în care ți-ai alocat un buget mai mic. Ori dacă dânsul nu a primit bani pentru acest proiect, mă întreb și eu, domnul prim-ministru, ce faci? Își bate joc de ministrul de interne, își bate joc de noi. Astea sunt promisiuni, astea sunt vorbe, astea fac oamenii ăștia. Oamenii ăștia mint, primul ministru și ministrul de finanțe și nu știu, poate și cel care spune guvernul meu, pentru că efectiv este o bătaie de joc la adresa românilor. De asta suntem în stradă. Noi vrem ca România, care se află la ora actuală la coada Europei în ceea ce privește salariul minim, să crească nivelul de trai, pentru că noi cu toți avem un salariu mai mare, pentru că România e o țară bogată. Nu poți ca să spui că în România cu 400 de euro, 450 de euro este un salariu minim foarte mare. Nu. România își permite 750 de euro, își permite 1000 de euro. Uitați-vă la țări care, repet, nu sunt atât de bogate ca România, care au 1500 de euro salariu minim. Nemulțumirile angajaților mehedințeni din economie, comerț, industrie, transportatori, energeticieni, minierit, învățământ, lucrători de ordine publică și siguranță națională, administrație publică locală, servicii publice, asigurări, servicii bancare și pensionari vor fi adresate către instituția prefectului județului Mehedinți cu scopul de a fi înaintate către guvernul României. Spuneți-mi, vă rog, ce răspuns ați primit din partea domnului prefect? Am fost primiți la prefectură de domnul prefect Pavel, spre deosebire de Timișoara, unde nu ne-a primit nimeni. I-am prezentat toate revendicările noastre, inclusiv situația din punct de vedere administrativ, situația posturilor de poliție comunală, a secțiilor de poliție care nu au apă, nu au canal, nu au o sursă de căldură, unele dintre ele nu au nici măcar o toaletă. Dânsul a spus că va prezenta toate revendicările noastre ministrului de interne pe care de subordonare și totodată la cancelarea primului ministru. După așteptări îndelungate, domnul Crisinel Pavel a dat un răspuns polițiștilor. Acesta le-a confirmat că va face demersurile necesare pentru ca revendicările lor să fie rezolvate.